Starnet apreciază inteligența tinerei generații. În ultima zi de studii, compania a premiat cei mai sârguincioși elevi din Chișinău și Ungheni. 264 de copii au primit diplome și cadouri în cadrul proiectului Starnet Noi apreciem inteligența. Starnet oferă premii pentru a stimula întotdeauna inteligența, a stimula capacitatea tinerilor de a învăța și de a dori mereu să cunoască mai mult. Diplome și cadouri au fost acordate elevilor eminenți din liceele partenere la proiect. Diploma de excelență se decernează elevului clasa 5-a C, Burbulea Veronica. Este foarte plăcut să fii apreciată pentru că depui munca ta, depui forțele tale și ia din timpul tău liber să ieși să înveți. Faptul că elevii care învață bine sunt apreciați este ca un fel de stimul pentru ceilalți. Elevii premiați au fost selectați cu ajutorul agendei electronice www.liceu.md, unde sunt înregistrate datele școlare, prezența la lecții, notele și mediile semestriale. Starnet, ca să nu se potolească acest focușor de dorință de a învăța, ei fac promoții, fac totaluri o dată la două luni, o dată la o lună, o dată la semestru, îi identific cei mai buni elevi la fiecare paralelă și le mânează pe lângă o diplomă și cât ceva care îi motivează pentru succes și mai mare. Din dorința de a încuraja spiritul competiției, dar și a stimula pe elevi să învețe bine, Starnet a lansat încă în septembrie 2009 proiectul Noi apreciem inteligența. Parte integrată a proiectului este concursul Topul Succesului, în cadrul căruia Starnet acordă trimestrial premii tinerilor din liceile partenere. Totodată, compania Starnet, pentru buna desfășurare a acestui proiect, a oferit acestor instituții acces gratuit la internet, procurând și instalând utilajul necesar. Noi, practic, fiecare birou unde se rezolvă probleme strategice este conexionat la internet. În prezent, proiectul Starnet Noi apreciem inteligența se desfășoară în 22 de licee partenere, care adună împreună peste 16.000 de elevi și aproximativ 1.500 de profesori.